pun astea ca să mă duc în partea aia să probez hainele, te rog. Până face Victor, hai să-ți prezint ce am făcut. Deci, avem 5 cămăși, practic sunt 5 cămăși de bază în garderoba oricelui bărbat. Avem cămașa albă, care este practic piesa de nelipsit. După aceea avem cămașa bleu, ce merge foarte bine la orice costum business. Avem roz și lila și am făcut pentru tine că ales tu. Mi piele per anni. Nici cafea nu pot să beau cu asta pe cap. Și o dau ca răboaicele, așa. Dar mie îmi place foarte tare asta. Mi se pare foarte cool, nu? Nu e? Dar trebuie să stau așa. Și cum făcea Daisy. Stau așa. Hai, tata! N-am văzut așa. Eu mă îmbrac în 10 minute. Tu ai văzut cum mă îmbrac? Păi Mira, să ieși la urce, cred. Ia, Mira, s-o ai venit? Mamă, nene, ai lr. O, da.
normal. Nu știu, nici costumele tale nu sunt, dar cred că puțin cam strâmb, are dreptate. Acum, dacă mă uit serios, nu? Ai văzut florile? Deci am pățit aseară cu florile. Am văzut câte sunt. Deci am pățit aseară cu florile. Am stat o oră, n-am avut vaze atâtea, nu știam în ce să le pun. Deci, fa, ia chiar apropo. Dar vezi că se usucă florii. Dacă... Cred că trebuie să le udăm așa cu ceva. Uite câte am. Te pup, Karam. Ce faci? Pe unde? Gata, ai ieșit la urt? Da. Unde? Uite. Închide și nasurile sus, bebe. Trebuie să faci și poze, știi, nu? Am uitat să-ți spunem. Ce poze? Poze pentru catalog. Dar vrei să te bărbierești? Nu. Adică, nu? Așa vrei? Cum a, ce frumos sunt pantofi. Ce să facem pantofi câteva, de la tine sunt. Poze în care pur și simplu stai strâns la cameră, adică nu... Măcar cu două sau trei din... Nu, ele. Trebuie să le faci, pe toate patru. Putem să facem și aici, că Elimina poate pune și să scoatem... Ăla din priză. Ei, ai zis că... Cine a vorbit? Nu, nu, nu. Uite cum arată un smoking făcut de noi. Așa, asta nu se vede. Iar facem și de avea ceva model cu... Aminte chestii între gravate și papion. Da. Dar dacă este din trebuie să aibă papion? La smoking, da. Da? Da, smoking. Acum, fiind doar de probă, nu mai stăm să punem papion. Păi și cum da. Faci poză? Pentru catalog. Ai papion sus? Ai un papion la orice? Nu? În România. Sau o cravată neagră. N-am nici cravată aici. Nici cravată. Atunci facem fără. Băi, nebunule!
Big Account. Laurențiu, mulțumim mult pentru că ai fost primul modelul nostru. Și așa. Da. Frumos așa. Adică vine în Dubai, cred că de 20 de ani. Deci, vă dați seama, e ca la el acasă. Cum are câteva zile libere, ori vine la noi, ori vine cu copii repede în Dubai. Știe toate locurile. Cred că știe Dubaiul de 10 ori mai bine decât îl știe un localnic. Pentru că Adi colindă în toată lumea și e o chestie foarte frumoasă și cred că este o chestie de educație. Când te duci într-o țară sau într-un oraș, să te uiți să vezi care sunt punctele de atracție, care sunt restaurantele, ok, știi? Nu te duci și aștepți să te ducă cineva, vreun prieten, ceva pe undeva. Poți să te duci să fii, știi cum e, liber profesionist, să te duci unde vrei. Da. Hai, haideți la masă. Am comandat tot deja. Ai comandat pește? 7 kg de pește, 3 kg de prawns. Aia e bine. Hai, perfect. Mâncăm de nebune. Știți aici? Stăm acolo? Prietenia mea cu ei, cu a lui Laur. Dar suntem foarte buni prieteni de familie, suntem parteneri de afaceri, eu și Adi Pis. Soția lui Adi, Delia Tis, este un om minunat, este un medic excepțional. Nu știu, noi avem, v-am zis eu, foarte puțin prieteni și ea de calitate. Bă, îl cheamă Andrei Elias Tis. A, îl cheamă Elias pe el numele? Da. Da. Nu-i mai de cel, așa-l cheamă, Elia Stis. Da, tata care mi-a pus nume ca regele vikingilor, Ragnar. Dar ce, voi aveți ceva de grec în voi? Nu. Că Elias e grecesc, nu? Numai grecesc. Există și un spital, Elias. Poate i-a pus după spitalul.
Auzi, ai luat acum copiii lui Kim. Nord. Da. Nord, sud. Tot ăla. Cum îi cheamă? Bă, dacă vrei să mergem, atunci mergem acum. Hai. Haideți. Nord-west. Gata. Vrei? Hai, la Al-Nassim. Da, hai la Al-Nassim. Asta e a ta? A, e mea. E mâncat bine, mă? Deci mergem după 8 jumate, nu? Nu, bine, bine, eu vin, că sunt... Uite, eu îți spun un lucru și am discuția asta cu toate prietenele mele sau prietenii mei. Eu cred că trebuie să muncești, să poți să-ți permiți să ai o astfel de geantă, trebuie să știi cum să o porți, să ai atitudinea, nu, adecvată, să porți o asemenea geantă și ți-am zis să nu cumva în viața asta să te duci și să-ți iei un fake numai să fii un wannabe. Știi că, de fapt, oamenii care poartă fake-uri sunt wannabe toată viața, așa rămân. Nu pot depăși chestia aia de fake, știi? Eu cred că 99,9% din femeile astea poartă fake-uri. Jur! Tu, mai ales asta, gândește-te, cine este un idiot să te ia o noapte, da? Și să-ți dea o geantă. Astea sunt mai cretine care pun botul la așa ceva, nu? E plină China și Dubai, sunt plină de fake-uri, dacă vrei. Te duci și le-ai cu $30. Și dacă vezi cum arată, vrei seama, când mai vin pe la restaurant cu mândre, toate cu gențile pe mână și le pun pe sau marj, mă... Să vede de la o poștă alea, de alea ieftine, chip. Da, plecă la fii mea și îmi zice la urmă, bă, ai avioane multe, schimbi multe avioane, nu mai lua geantă de crocodil după tine. Și mă, eu am luat-o pe aia neagră, lucioasă, frumoasă, zic, mă duc acum. Era prima dată când mă duceam la fii mea, unde s-a mutat acum. Dar cum ești ce? E mai bine acum. Păi, zi, seama, un orășel mic, toată lumea se știe cu toată lumea. Oamenii relaxați în niște șobolani în picioare, îți dai seama. Deci, uite-mă pe mine, când m-a văzut fii mea, dă-i cu geantă, cu alea. Îți dai seama, mama zice, unde merge așa, că nu ai cum. Zic, lasă-te eu așa, vin. Băi, și plec de la Sara.
un avion, nu știu dacă tu ai văzut asemenea avioane, un singur rând de scaune pe stânga, da. Și pe partea asta două. Da. Ce ai, mă, nu știu, cel mai mic om de pe pământ nu cabe scaunul ăla. Deci, nu știu, stăteam eu așa, stai, dacă mai nimerai unul mai solid lângă tine, erai mort. Stăteai, nu știu cum, în mâini.